Va fi anul nunților în showbiz. Pepe a decis să-și pună pirostriile anul acesta și se pare că nunta va avea loc chiar de ziua artistului. Pregătirile au început deja, dar să vedem ce spune cântărețul despre tradițiile din ziua cea mare. Pepe se pregătește pentru cel mai mare eveniment din viața lui. Cred că la anul o să facem o nuntă religioasă. De ziua mea de naștere, la anul, aș putea să fac nunta. Păi, în afară de nuntă, artistul le-a făcut pe toate. Are o scumpete de fetiță și o minune de soție. Soția ideală. Crește inima în mine de bucurie când o văd cum se comportă cu copilul și ce familie frumoasă am. Pepe și Raluca s-au cunoscut imediat după divorțul artistului de Oana, iar în 2012 și-au unit destinele în fața ofițerului de la Starea Civilă. La scurt timp după, cei doi au devenit și părinți. Ce ne bucură cel mai mult, că avem un copil frumos care ne zâmbește în fiecare dimineață, în fiecare seară, ne face viața minunată. Ce mai urmează acum? E simplu, cununia religioasă. Eu sunt un tip căruia îi place să organizeze în detaliu un eveniment. Nu puteam organiza nunta odată cu cununia civilă. Așa că în această vară dansăm la nunta lui Pepe. Nunta avut, dar nu ce tradiție. Habar n-am dacă le respectăm noi sau nu. Nu cred că o tradiție, bine că zice, legată.